Uite, acum n-are unde să mai fugă pentru că este lângă tine. Și da, ai dreptate. Este despre tine și despre Larisa. Este și frumos papionul? Nu o să-i mai stea. Poate să-i caminos. Vedem. Hai să urmărim primul material din anul 2023. Este, vă dați seama, primul material cu mine! Este cu Radu! Haideți să aplaudăm, vă rog. Hai să urmărim materialul. Mă deranjează faptul că trage de timp. Trasul ăsta de timp, trasul ăsta de păr, așa de relație, iar este cu semn de întrebare. Cearta și pupatul iar este cu semn de întrebare, că ei în emisiune se ceartă și aici când nu e staful atent sau așa, japii mai trage câte o ventuză, iar este cu semn de întrebare. Și pare un pic de regie din partea amândorilor, adică nu e ca și cum ceva apare acolo, oricum pare ceva apare. Sincer, că eu nu dă... El singur lasă aceste superstiții și aceste lucruri de bănuit. Că dacă el ar face un lucru concret, eu nu mi-aș mai da cu părere. Păi și publicul ce votează? Nu trebuie să voteze ceva concret, ce votezi? Măgăreala asta? Asta e măgăreală. Da, eu consider că ei stau așa împreună și până în final se împacă. Sau se împacă afară, sau, își dă o... sau nu se împacă și își dă o ventuză în finală și eu nu știu, fi gata. Am înorura superstiții și măgăreală. Eu sunt superstițios, Radu, dar să știi că acum n-am făcut o superstiție să tragem unul de altul. Efectiv s-a întâmplat așa, pentru că au fost sentimente și poate sunt încă sentimente, doar că ne-a fost greu să renunțăm unul la altul de ușor, dar acum am renunțat, suntem bine, suntem pregătiți să mergem. Da, dar el se gândește că voi aici nu mai sunteți și afară că nu-i stau atent, vă ocupați de el azi. Doamne, dar nu ne-am ocupat, Radu. Păi nu știu. Nu, să știu cu voi, de când am pus punct relației, puteți să întrebați și stafful, eu și Larisa nu am avut știu, testimonialul a fost de până să vă despărțiți voi doi și asta spun, în emisiune v-a șertat și afară nu era, la un moment dat, nu știu, a sucit stafful că a pus-o așa și v-a strins imediat. Ne să punem punct oricum, ne sărutam oricum, punem punct. Da. Dar cred că măgăreală e adjectivul care ți-a fi folosit și invers. Nu iau oricum din viață pe la crezi că e invidios? Nu, doamna Andreea, nu este invidios, doar își dă cu părerea, dar Radu s-a obișnuit să-și dea cu părerea foarte răutăcios. Nu cred că e gândirea lui sinceră asta, cred că cumva a fost și alimentat de scandalul pe care l-am avut și avea și nervii în momentul ăla. Nu, eu cred că m-a cunoscut cât de cărat în aceste 8 luni de zile, a văzut că nu sunt... adică a văzut ce am pentru Larisa, Larisa pentru mine, cred că a fost doar influențat de scandal cumva. Înseamnă că nu-l cunoști atât de bine, Radu chiar crede chestia asta. Stai, și Luca, asta am vrut să spun. Legat de ce a fost între voi doi și de... Mie așa mi s-a părut, că timp de câteva zile voi, practic, nu mai simțeați unul pentru celălalt, dar totuși ați ținut să trageți câteva zile de această despărțire. Cred că ne-a fost frică, Radu, ce să spun, ne-a fost frică să renunțăm unul la altul. Și da, legat de cum am spus și cum am vorbit acolo, dar vreau să încerc scuze față de voi doi, că am folosit niște cuvinte care nu cred că și aveau rost în context, dar ideea în sine, asta a fost părerea pe care ți-a spus-o în casă. Ce anume? Este interesantă teoria ta. Crezi că fac asta pentru voturi? Da, de ce nu? Și dacă e strategia lor? Dar nu crezi că au mai multe voturi împreună decât separați? O să ne aștepte oricum niște comentarii la toată chestia care am făcut acum. Amândoi, deja îmi reproșează lumea. Și asta îți spuneam ție, că hate-ul ajută. Mie îmi reproșează lumea pe internet că nu postez cu Larisa și că ei de ce ne votează. Da, dar știi care e de lumea? Și dacă te vorbește de bine sau de rău, tot publicitatea este. Asta spun, hate-ul ajută. Alimentează oricum. Da, clar, pe ăla erau cei mai iubiți și alta. Cum adică nu postezi cu Larisa? Da, noi nu prea punem story-uri, nu punem poze împreună atât de dese, adică nu o facem, nu suntem noi genul ăsta de oameni. De și ce? Oamenii îmi reproșează că mă votează și își cheltuie banii pe voturile da, noastre. Păi, dar cine îi pune? Și eu am spus, doamnă, dacă nu așa, nu mai mă votați, adică nu trebuie să fugeți cu forța. Dar de ce nu puneți poze împreună? Doamna Andreea, dar nu suntem neapărat, am pus atunci chiar la... Nu mai sunt împreună. Nu, doamna Andreea, știți care e ideea? Mă rog, de ce n-au pus poze? Noi am primit asta recent, eu nu pot să mă mai prefac că sunt cu Larisa pe internet, pentru că mi-e rușine. Știți că avem un avans cu emisiunea și nu putem să mai... Aveam și din gata trecută TikTok cu Larisa, aveam și poze cu Larisa, dar n-am vrut să mai postăm pentru că nu vreau să mint cumva lumea să creadă în continuare că suntem împreună și să, nu știu, nu pot eu să fac. Hai că la Ionuț nu știu ce se întâmplă, dar Larisa știu că ea nu pune deloc nimic. Și Larisa nu știu dacă a pus de obicei emisiunea asta. Măi, la început puneam și eu și... Deloc nu pune pe Instagram nimic. Mai nu pun nici cu mine măcar. Am pus acolo săptămână și ceva. Da, așa am văzut, poza aia acolo la munte, nu? Da, punem rar. Nu foarte des, pentru că nu sunt genul de persoană care să posteze orice. Când chiar simt, postez. Da, dar bine, gen. Nici pe TikTok-ul lui nu stau prea des
Și într-adevăr primesc comentarii că vai Larisa, stai că nu stai, că de ce nu stai, că de asta pe TikTok-ul lui Emanuel, tu de ce nu faci asta, între voi nu-i nimic. E chestia că nu stau eu așa de des pe rețelele de socializare. Da, dar toți pe rețelele de socializare cereți să fiți votați, da, cereți să lumea să vă susțină, adică tot de acolo este sursa. Poate e și normal că oamenii vor să vadă mai multe conținut împreună cu voi doi. Asta da, e clar că vor să vadă, doar că eu n-am putut, gen, după despărțirea noastră și cum aveam avan și așa, mi s-a părut urât să mai postăm. Mai ales că noi, ipocrizie, nu? Și mai ales că noi avem un avantaj față de alte emisiuni. Noi practic putem să fim activi non-stop. Dacă Larry ar posta mai des, tu ai, și tu ai, pentru că tu ești genul care să posteze, dar da, dacă ea nu postează și tu ai postat mereu, lumea ar... Ar de bănuit. Da, și asta ar fi, că tu ai posta, dacă ar fi după tine, dar pentru faptul că ea nu postează nu neapărat, deloc... Nu neapărat, doar ți-am zis, nu, depinde de stare. Eu am postat de fiecare dată. Nu, dar și când erați împreună, ea nu da, este genul... Da, ea nu postează că nu-i place. Da, și tu ai fi postat mult mai postat, mult. Da, da. Tu ai fi postat mult mai mult. Nu, 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 așa aș fi da, postat până acum. Dar voi aveți, dar voi aveți, stai, este puțin, Anca, voi aveți deja niște postări. Vreau să vă întreb ceva, după ce ieșiți din emisiune... Am vorbit chestia asta. O să ștergeți pozele? Nu știu, am vorbit. Eu cel puțin momentan nu. Bine, ea mi-a zis că o să șteargă pozele. Dar ce să am o relație, altă relație, da, le șterg până acum. Nu, Lari. Tu dai de bănuit, voi dați de bănuit pentru că Lari postează doar când iese în clubul. Da, dar postează doar în video și când voi doi foarte rar să postezi. Dar mie nu mi se pare așa. Ok, acum ce să mai postezi, Andreea? O care e scopul? Nu, dar de ce înainte să vorbim, doar vorbim de pentru că eu cred beneficiile postărilor le arhivez. Eu cred că Ionuț ar posta mult mai des, doar că se abține de la asta pentru că Larry postează doar când este în club cu ei doi, foarte, foarte rar. Când a fost ziua la Ionuț a postat Larry ceva și nu știu, cred că ai postat mai mult dacă ea ar face. Vă spun sincer, n-am să trag de chestia asta cu postările și cu așa, n-am vrut să fac asta. Dar poate pur și simplu nu a simțit să posteze. Poate că eu nu l-am semnat atât de mult pentru ea. Ce? Cum? Nu. Nu cred că sunt caractere și caractere, doamna Andreea. Nu, doamna Andreea. Chestii, nu consider chestia asta, nu. Bun, Ionuț, hai să urmărim un material. Vrei? La sigur. Tot de la testimoniale. Despre iubire, cred că nici nu, într-adevăr, nu a fost vorba până acum. Nu pot să zic că îl iubesc sau că l-am iubit. Nu. Am înăuntru meu ceva care a fost foarte puternic și... Nu cred că mai este așa puternic. De iubire n-a fost vorba, într-adevăr, din partea mea. Ce simte? Eu știu ce simte. Și el nu știu ce simte, da. Mam. Și lui Dani, niciodată nu am zis eu că-l iubesc sau... Nu pot, dacă nu am simțit asta, de-aia poate lumea să aștepta să mă aștept eu să-mi zic că te iubesc sau eu să-i zic, dar... Până nu-i momentul, nu pot să spun asta. Că atunci când văd aceste materiale, da, mă simt cumva părăsit, dar... Deși alimentează cumva să treci mai ușor, sau? Nu. Ideea e că eu și Larisa am luat de comun acord această decizie. Cred că e cumva reciproc. Eu nu am crezut că... Adică nu sunt de categoric dacă am simțit sau nu iubire pentru Larisa. Pentru că ceva în mine m-a făcut să simt și... mi-a fost destul de greu, dar eu cred că sentimentele au fost puternice și cred că sunt urme de sentimente și acum între noi doi. Dar cine crezi că a simțit mai mult? Eu acum cred că eu. Dacă dar Larisa, atâta timp cât ai spus că n-ai experimentat iubirea niciodată. Dar nu știu cum se simte. Nu, dar doar că mi s-a pus mie o întrebare. Când simți iubirea, îți dai seama că iubire. Când simți ceva, îți dai seama. Păi stai așa puțin, că eu nu spune că a simțit mai mult pentru Larisa decât Larisa pentru el. Păi ce, tu ai simțit iubire? Că i-a spus că ea n-a simțit doar iubire, dar poate afecțiune, atracție. Dar am avut sentimente foarte puternice pentru că el. Dar ce simți? Cred că și tu ai avut la fel. Nu le poți descrie. În momentul în care iubești, faci anumite lucruri pe care nu le-ai face în mod normal. Compromisuri, sacrificii. Corect. Exact. Fără să-ți dai seama. Între voi doi? Niciunul. Dacă e așa. Eu consider că am simțit ceva foarte puternic pentru ea și... Eu nu ți-a acceptat niște lucruri. Da. Da, m-a făcut să simt asta. Larisa a schimbat niște lucruri. Deci... Eu zic că suntem kit. Care le-a schimbat? Că dacă le schimba că... sau le accepta, eu cred că erau împreună acum. Pe o perioadă foarte scurtă. Eu cred că Ionuț și-ar fi dat drumul, poate, mai mult spre iubire, doar că a simțit stopul din partea Larisei. Și l-a simțit, nu a vrut să spună.
poate l-ai simțit fără să-ți dai seama. Nu, dar cum să simți pentru scopul că ea... de la Larisa, dacă Larisa era în continuu pe el? Nu e vorba să te duci să iei pe cineva în brațe, asta era nu era pe aia niciun stop. Bianca, nu, în partea cu el, în partea cealaltă, Larisa nu a ascultat dorințele lui. Poate vorbeam. Le-a ascultat, doar că le-a doar am avut nenumărate discuții și nenumărate problemuțe așa pe care le-am întâmpinat și cumva timpul ne-a făcut să ne dăm seama că noi oricât am trage unul de altul și cât am simțit unul pentru altul, tot sunt momente în care nu ne înțelegem și în care nu suntem împliniți și fericiți. Cred că de asta am decizia asta. Dar tu ai crezut că Larisa te iubește? Da, eu da. Eu am crezut. Ai crezut că te iubește sau ai crezut că te iubește mult? Eu am crezut că mă iubește în secret. Mult? Nu știu dacă mult, nu cred că e o doză de iubire. Cred că iubirea o simți așa. E de mai multe feluri. Nu, sincer, eu am crezut că Larisa are ceva extrem de puternic pentru mine și cred în continuare că are, chiar dacă a negat. Da, am! Oricum am, dar că nu pot să zic că se numește iubire. Eu nu simt asta acum. Dar ceva este unde și să fie... Unde arată iubirea? Dar nu se simte. Se pune întrebarea. Când iubești, se pune întrebarea dacă nu iubești. Doamna Andreea.